Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Star la Vălăceală la piscina din Târgu Ocna. A început numărătoarea inversă până la trofeul Gura Văii. Caravana filmului românesc revine la Onești. Odată cu vacanța de vară, administrația publică a orașului Târgu Ocna a dat startul la distracție, deschizând piscina cu apă dulce. S-au făcut demersuri pentru a primi toate avizele legale, iar acum locuitorii Târgu Ocnei, dar și turiștii, se pot bucura de cele mai bune condiții. Mai multe aflăm în minutele următoare de la primarul orașului Stațiune Târgu Ocna, Cristian Aurelian Ciubotaru. Odată cu vacanța mare, se deschide sezonul la piscină, la apă dulce. Sezonul s-a deschis de luni. Avem o piscină frumoasă cu apă dulce în care invităm cei care doresc să prindă un pic de bronz să se relaxeze, sănătate prin apă. Sunt cele două piscine, piscina pentru adulți cu adâncimea apei de la 1,20 m până la 2 m și un pic. Avem și piscina pentru copii în care cei care doresc pot să vină să se relaxeze într-un spațiu frumos, într-un spațiu prietenos, ca aici în parcul Măgura, la poalele muntelui Măgura, într-o atmosferă frumoasă și eu spun că frumusețea la Târgu Ocna va dăinui în inimile noastre. Prețul pentru bilet? La piscină prețul este de 30 de lei, iar adulții, iar copiii au reducere, la fel și studenții. Dacă piscina din Târgu Ocna poate înlocui cu succes un sejur la mare, aflăm de la cei care au venit să se bălăcească în piscina. Apa? Felice. Acceptabil, nu chiar. Felice. Da? De unde ești? Din Târgu Ocna. E fain? Da. E smart prețurile? Nu chiar. Sunt accesibile? Da. Înlocuiește piscina marea? Nu cred. Sigur vei merge la mare? Nu, dar pentru buget e acceptabil. Ai. Am înțeles. Se pare că multă lume a venit să se distreze, nu? Voi de când ați venit? De pe undeva, pe la vreo 12, cam așa. Cam cât veți sta? Până să lasă mai rece afară. E apa rece sau e cald? Cum e? Între. Așa. Dar odată ce ai intrat, probabil că nu mai sunt probleme. Da, nu. Dacă stai undeva la câteva minute, te obișnuiești cu apa și nu mai ai treabă. Ok, petrecere frumoasă. Mulțumim. Frumoasă de vară, vacanța a început, lumea e la piscină. La piscină, normal, căldură mare, am venit să ne răcorim. Foarte frumos din partea ta, cât i-ai bârâit la cap ca să veniți la piscină? Nu neapărat, dar mi-a plăcut foarte mult că a fost și foarte cald și na, să ne răcorim. Îți place piscina aici? Da, e frumoasă, da. Știi să nuți? Da. Aha, dar cine mai știe să nuate în familie? Pe cine salvezi azi? Pe sora mea, doar că nu este aici de față, în altă parte. Înțeles. Dar cine te-a învățat să nuți? Am învățat tot ea, dar merg și la niște cursuri de not și mai învăț și de acolo. Am înțeles. Sunt mari prețurile? Convenabile. Pentru zona noastră este foarte ok. E antrenamentul pentru mare? Anul ăsta cred că o să ne mulțumim cu piscina. Din păcate avem admitere, avem bacuri, avem emoții. Da, o să rupem așa din timp câte o zi la piscină. Foarte frumos. E nemaipomenit să petrești timp în familie, nu? Da, este foarte fain. Înlocuiește piscina mare? Da. Nu prea. Da. Nu prea. Ei, anul ăsta strângem din dinți și mergem mai departe, nu? Recuperăm la anul. Petrecere. Mulțumim mult, numai bine, la revedere! La mijlocul lunii iulie, în comuna Gura Văii, se va desfășura pentru prima dată trofeul Gura Văii. Cei interesați trebuie să știe că înscrierile se pot face până pe 5 iulie inclusiv. Mai multe aflăm în minutele următoare. Porțile sunt deschise tuturor celor care vor să participe. 15-17 iulie, 15 este ziua de înscrieri, 16 este proba trofii, 17 proba trial cu, evident, festivitate de premiere. Se va desfășura pe raza a trei localități componente, respectiv Gura Văii, unde va fi poziționat parcul tehnic și toată lumea va putea să admire. Unde anume? Am ales o zonă chiar frumoasă, undeva lângă râul Trotuș. Aha. Acolo am decis că va fi zona de promenadă. Tabără de campare. Corturi. Știu.
focul de noapte, acolo se va desfășura muzica tot acolo. Apoi cetățenii Comunei Guravăi vor putea să admire în defilare fiecare mașină care va participa de la plecare de la Guravăi către Pătrășcani, iar probele propriu-zise complicate pentru a evita și deranjul și a minimaliza riscul accidentelor se vor desfășura în pădurea Păltinății. Acolo au fost identificate traseele, niște trasee nota 10, abia aștept să văd cine le parcurge. Parcă simt așa o provocare la dumneavoastră, să vedem cine le parcurge. Deci mânușa ați aruncat-o, să vedem, chiar curioasă cât se vor înscrie la start, știu că vor veni din toată România. Cam așa se amenință de obicei la astfel de competiții. Estimăm 50 de echipaje participante. Mult, mult. Asta înseamnă cu aparținător, cu rude, cu... deja înseamnă un anumit număr. Trebuie să construim și un hotel. Da, n-ar strica, cred că le-ar plăcea unora pentru anumit confort. Vorbeam... Acolo, dacă îmi permiteți, acolo unde va fi amplasată tabăra logistică, nu știu cum se numește. Că e corect, tabăra logistică. Da. Acolo este un traseu foarte frumos de biciclete. Știți, urcă la rotunda în partea Guravăi și coboară spre Slobozia. Și noi, când, mereu când vrem să facem așa un traseu scurt și frumos, acolo mergem cu familia și cu bicicletele. Foarte frumos! Caravana filmului românesc revine și vara aceasta la Onești. Ne sunt pregătite multe surprize, cel puțin așa ne asigură chiar directorul Bibliotecii Oneștene, Ionuț Stenie, director la Direcția Cultură și Tineret, purtător de cuvânt al primăriei Onești. Caravana filmului românesc revine la noi pentru că este un proiect de suflet și ne dorim ca timp de 7 zile în parcul din Onești, oneștenii să poată veni în aer liber pe un ecran gigant și să vizioneze filme românești, capodopere ale filmelor românești. Și în acest an avem promisiuni că vor fi alături de noi regizori și actori celebri care vor vorbi despre filmele ce vor fi proiectate, dar care vor răspunde și la întrebările publicului. Știm deja data, este vorba de 31 iulie 6 august, locația este aceeași în Parcul Municipal, lângă sala polivalentă. Așadar, timp de 7 zile, proiecții de film românesc în aer liber, o să aflați în curând și despre ce filme este vorba. Vor fi filme consacrate, de aventură, comedii și invitați surpriză. Vară plină de evenimente ne-au pregătit cei de la Muzeul Iulian Antonescu din Bacău. Mai multe aflăm în minutele următoare. A venit vara, iar cei mai mulți se îndreaptă cu gândul spre vacanțe, spre concediu. Cum va fi această vară la muzeu? În această vară la muzeu, colegiile mele organizează nenumărate școli de vară în care copiii pot învăța să picteze după modele vechi, după modele antice, învață să scrie litere vechi, cuvinte vechi, din limba greacă, din limba latină, din toate limbile astea, să le spunem, moarte. Dar vii cumva, și nu numai cu aceste școli, dar și noi muzeografii avem expozițiile pregătite, expozițiile permanente de etnografie, de istorie și de arheologie și expozițiile temporare, așa cum le-ați și văzut de fapt pe holuri, expoziții cu diferite tematici. Numai lapte și miere a fost o expoziție pe lângă care ați trecut. Această colecție a lui Valentin Cuiban, care va sta aici o lună de zile, cam în felul ăsta. Cei care sunt în drum spre mare pot opri pentru câteva minute să admire muzeul preotului Vasile Heisu de la primăria Răcăciuni. În 1970 și unul preotul Vasile Heisu și-a donat colecția muzeului din Bacău, iar anul următor era gata la șosea în clădirea primăriei din Răcăciuni un nou muzeu. Au lucrat la el Georgeta Stoica, Lucian Stroiescu, George Romaniuc și Dorinel Ichim. Au recompus în vitrina nișe costume de la Orbeni, Răcăciuni, Pânceș, Parava, Corbasca și Valea Seacă. Mai multe aflăm în minutele următoare de la profesor dr. Iulian Bucur de la Complexul Muzeal Iulian Antonescu din Bacău. Iar cei care merg înspre mare, băcoanii care vor merge la mare și moldovenii care vor merge spre mare, vor trece pe lângă un muzeu pe care nu-l cunosc, muzeul de la Răcăciuni, muzeul de la primăria din Răcăciuni. La parterul primăriei din Răcăciuni se află un muzeu cum nu e altul în România. Este de fapt o colecție de port popular unică și irepetabilă, pentru că această lume, v-am spus, nu mai există. Părintele Heisu a adunat-o acum 50 și ceva de ani, a adunat-o și o avem acolo pusă și așteaptă ca o mireasă vizitatorii.
Ați menționat mai devreme de o expoziție foarte frumoasă și foarte puternică intitulată Lapte și miere. Da, de fapt a fost o colaborare pe care am avut-o cu Liceul Economic. Profesorii și elevii de la Liceul Economic ne-au propus această temă, să medităm la o lume de început, pentru că știți, dacă am fi niște copii pierduți în pădure, dacă am fi niște bebeluși pierduți în pădure, dacă ar veni peste noi, dacă cineva ne-ar aduce lapte și miere, am putea să supraviețuim. Așa, știți, Zeus, zeul din mitologie, așa a supraviețuit, mâncând lapte și miere. De asta este lumea de la început acolo reprezentată, cu obiectele, cu stupii, cu buduroaiele, cu știubeele, cu putineile pentru unt, cu cupele de muls și așa mai departe, cu lăptarele, toate sunt puse acolo. Bunicile noastre, cu siguranță, dacă le-ar vedea acum, dacă s-ar trezi așa din somnul adânc și le-ar vedea, cu siguranță ar tresări. Da, ar tresări din două motive. Ar tresări mai întâi pentru că nu le-ar vedea în mediul lor firesc. Pentru că aceste obiecte au trăit într-o lume tihnită și pe de altă parte s-ar bucura, dar ar avea un șoc pentru că ele se află în niște ziduri cumva parcă nepotrivite pentru lumea de demult, dar cred că potrivite pentru noi, pentru că suntem oameni astăzi ai betoanelor și ai sticlei și ai oțelului și dacă reușim ca aceste sticle, oțeluri și betoane să le domesticim, să le facem, să le îmblânzim cu aceste obiecte, atunci credem că rostul muzeului a ajuns până la un fel de țel, a ajuns până la un fel de țintă. De asta eu cred că străbunicile noastre care ar veni s-ar și bucura, sigur ar fi și poate un pic triste că lumea nu mai există, dar s-ar și bucura că ceva, o sămânță din acea lume a supraviețuit aici la muzeu. Un îndemn pentru Băcăuan să vină la muzeu vara aceasta. Aici la muzeu, orice băcăuan se poate pune într-o țesătură, într-o urzeală, într-o legătură, pe un fir cu cei dinaintea lui. Fiecare băcăuan are un strămoș pe care poate l-a uitat și ar dacă l-a uitat și îl poate aminti aici la noi, la muzeu. Avem toate cele necesare pentru că această amintire, pentru că acest remember să se întâmple aici la noi, la muzeu. De asta îi invit pe toți băcăuanii, veniți la noi, la muzeu. Vineri 2 iulie a avut loc la Mănăstirea Cașin în prima ediție a simpozionului cultural Pe un picior de plai, pe o gură de rai, Mănăstirea Cașin, vatră de spiritualitate. Mai multe urmăriți în imagini. Sunt onorat și bucuros că am reușit să particip la această activitate. Am răspuns cu plăcere atunci când am fost invitat, mai ales pentru faptul că m-am documentat, deși nu sunt localnic, în legătură cu foarte multe evenimente istorice care s-au petrecut pe aceste meleagă. Eu am, ca un om conștiincios, un discurs pregătit în timp, dar bineînțeles, ca de obicei, renunț și de această dată, pentru că atmosfera pe care am întâlnit-o acum aici, mă determină să fac acest lucru. Vreau să vă spun că, deși nu știam că activitatea va debuta cu un asemenea moment artistic dedicat tradițiilor din zona Mănăstirii Cașin și de pe Valea Cașinului, înnotasem aici că ne găsim pe un veritabil plai de baladă, dar și ceea ce s-a demonstrat, deci fără să fie știut înainte, dar și de o legendară istorie, de legendare fapte de eroism, în care atât populația civilă, cât și locuitorii de aici, cât și armata română, s-au înscris cu abnegație și au contribuit la existența României. Nu vreau să, deși o să fac niște sublinieri în legătură cu asta, nu vreau să critic pe alții din alte zone, nu vreau să critic nici factorul politic de la 1920, din cauza căruia nu există un monument aici, în zona Oitus, pentru că, și de ce să nu o spunem, există celelalte două, de la Mărăști și de la Mărășești. Cel de la Mărăști, îndeoseb pentru faptul că Alexandru Averescu, vor fi unii care mă critică pentru afirmații de astea, dar rezist, deci Averescu, fiind prim-ministru, a reușit să determine statul român să existe acolo un mauzoleu, ceea ce în această zonă, unde era pe deplin meritat, nu există. Și subliniez faptul că dacă s-ar fi pierdut primele două bătălii din 1920,
216 de aici, de la porțile Moldovei, de la Oidus, și cea de la Cașin, din Iarnă, România nu mai exista ca stat. În cancelariile europene era un plan ca România să fie un mic stătuleț la curile Dunării, de tampon între ruși, austrieci și germani. Deci dacă se pierdeau cele două bătălii, nu mai exista România, pentru că printr-o manevră învăluitoare prin această zonă și după învăluitoare contribuind acțiunile din Valea Jiului, s-ar fi înceruit total armata română și România dispărea atunci ca stat. Trebuie să o spunem cu curaj și trebuie să aducem argumentele necesare, pentru că sunt unii care încă mai, să zic așa, prin omisiune, falsifică istoria. Vreau să revin la ceea ce mi-am propus. Să vă spun că aici pășesc de fiecare dată cu emoții. Știind ce s-a întâmplat, vreau să spun și părintele doctor în filozofie, Bârgăoanu, pentru că poate lumea nu știe că e și doctor în filozofie, m-a mai auzit spunând asta, că aici, în această zonă, trebuie să mergem cu venerație și cu evlavie, pentru că oriunde pune piciorul, poate fi locul de unde s-a înălțat la ceruri un suflet de erou. Așa stau lucrurile în această zonă și ar fi cazul ca să o spunem celor care vin după noi, să știe și ei, să-și prețuiască înaintașii care au făcut ca țara să existe în continuare. Am auzit vorbindu-se de centenar și știu că părintele Protopop Bârgăoanu a ținut foarte mult să inițieze și să organizeze multe activități dedicate centenar. N-am ieșit chiar nici acum din centenar, pentru că orice activitate, orice război, se termină cu încheierea păcii și cum unii considerau greșit că s-a terminat centenarul pe 1 decembrie 1918. Eu am combătut această idee, părintele Protopop știe și am împărtășit-o și dumnealui și vreau să vă spun că am în continuare aici și acum sentimentul că ne situăm gândindu-ne la eroii noștri din primul război mondial de pe aceste plaiuri, la capătul unui impresionant arc istoric cu durata de un veac, care constituie și realizează o tulburătoare punte afectivă între cei care și-au dat viața pe aceste meleaguri și noi, cei care astăzi aici le preamărim faptele. Se spune că eroii nu mor niciodată. Nicolae Iorga e adevărat, dar Nicolae Iorga completa și spunea, ei mor atunci când îi uităm. Și mă bucur că aici eroii nu sunt uitați. Mă bucur faptul că aici în sală este și președintele noi organizații, asociații cultul eroilor. Cătălin, un modest cetățean, te rog să te ridici, Cătăline, să te vadă toată lumea, așa, Cătălin Dima. Când s-a vorbit de cei doi frați primari, Cătălin Dima este nepotul lui Ion Mănăstirean. Are Mănăstirean, nu ce-l spune, am și eu emoție. Mi-l-a plătut și el când l-am văzut ridicându-se. Și ce se întâmplă? Are o arhivă personală, cred că sunt unul dintre puținii care cât de cât au studiat-o, pentru că e foarte voluminoasă și foarte importantă. Mi se părea mie, și nu mi se părea, era evident că nu se vorbea nimic despre Valea Cașului, despre Baciul Moldovean. Vă zic Valea Cașului și așa am zis și am și scris peste tot. N-am zis nicăieri Cașului, păi cum puteam eu să sar peste Mănăstirea Cașului? Și mai ziceam doamna primar și priveam cu sentimentul de locul secund. Știți ce înseamnă locul secund? Locul 2. La frumusețile comunii de la mează zi. Comuna Mănăstirea Cașin. Eu, ăla de dâncolo, priveam cu sentiment de loc secund. Asta am venit și eu aici. M-am gândit eu că dumneavoastră v-ați ales, părinte, că un loc așa. Și atunci am zis ce să fac eu totuși și din acest... Am vorbit despre poarta de lemn cu trei stâlpi și acoperiș și asta ne leagă.
nu ne desparte pe Valea Cașinei. Sunt niște meșteri, au fost niște meșteri adevărați, mai ales în satul Lupești, domnul Rusanovski, niște meșteri deosebit care chiar au creat artă în lemn pe Valea Cașinei. Ei, ăia n-au ținut cont că-i de la mănăstire, că-i mănăstirean, că-i cășunean, a lucrat acolo unde a fost tocmit și au făcut niște lucrări deosebite, inclusiv porți de lemn cu 3 stâlpi și acoperiș. Bun. Și atunci am zis, apropo de acea atârnare de balansare totală către Sovecea, către Baciu Vrâncean, zic, uite ce nedreptate, domnule general, și nu numai în Baladă, unde Baciu Ungurean și Baciu Vrâncean l-au târhări și l-au, nu se știe dacă l-au omorât sau nu, să zicem că nu l-au omorât, dar i-au luat oile. Și mi se părea că nu se vorbește deloc despre Baciu Moldovean în această după. Și atunci am gândit eu ce să fac. Și am făcut împreună cu un mănăstirean. Ia uitați, un alt motiv de, nu de gâlceavă, ci de unire. Cu meșterul Ion Moraru. Nici nu știți, sau știți cei mai mulți dintre dumneavoastră, ce comară aveți în mănăstirea Cașin. Chiar merită aplaudat. Este... Este domnule profesor și dumneavoastră toți, domnule, așa, domnul general pleacă, să-l lăsăm, dar este al doilea cetățean din județul Bacău care are medalia comemorativă Dimitrie Gusti, dată pentru merite deosebite de către Muzeul Național al Satului cu același nume. Așa că acea lucrare, o bârșea, de fapt ce-am făcut? Am punctat, am zis să introducem un punct fizic în metafizica Miorinței, să trăiți, domnule general, din partea unui sergent de rezervă. Am introdus un element fizic în metafizica Miorinței. Da, este pe teritoriul comunii Mănăstirea Cașin, dar dacă mai făceam 3 pași, eram în alt județ. Așa că e la cumpănă de Baladă, cum zic eu. Este și a dumneavoastră, este a dumneavoastră a celor din Mănăstirea Cașin. Nu mai ocoliți când mergeți. Părinte, când mergeți la și la fântâna lui Ferdinand, ce? Ei, nu eu v-am ascultat. Când mergeți la fântâna lui Ferdinand, mai faceți câțiva pași și ajungeți la vârșea Mioriței. E Mănăstirea Cașin acolo. Putea să fie, repet, putea să fie Sovejea, putea să fie altceva. Ne aparține tuturor. Miorița este a noastră. Aș fi vrut să zic că eu sunt în Cașin și Miorița e a noastră. Da, este a noastră, a poporului român. Ce ne-ar mai spune domnul profesor Dănilă despre Miorița? Ia să mă opresc eu aici și să e că sunteți plictisiți, încălziți. Și am vrut să nu tulbur apele Cașinului. Haideți să le lăsăm limpezi, să curgă. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 9 iulie, cerul va fi parțial senin, maxima zilei ajunge până la valori de 24 de grade Celsius, sunt posibile doar pe alocuri averse locale, iar minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Duminică 10 iulie, cerul va fi parțial înnorat, maxima zilei urcă până la valori de 20 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Luni 11 iulie, cerul va fi parțial înnorat, maxima zilei ajunge până la valori de 23 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.